De mult vreau să-i fac un premiu lui viața mea Dorica și când altcumva să fie un moment mai potrivit decât de ziua lui. Astăzi am fost la el acasă pentru a discuta despre live-ul care avea să se întâmple următoarea zi, fix de ziua lui, și am considerat că ăsta e cel mai frumos cadou pe care îl pot face eu. Dar nu prea cred că i-a plăcut cadoul meu. Hai, te pup, pa. Te pup, să rămână, pa, te pup. Și sună-mă, a, oricum ne auzim mâine, dacă să vorbim pentru... Da, exact, pentru live și te sun să-mi ridici mie, Barina. Bine, hai, bine. Hai, te pup viața mea, ai grijă, love you. Deci, vieți, noi am fost la Dorian până acum, suntem acum în mașină, mergem spre casă, în teorie, dar, de fapt, noi o să stăm aici, o să pândim până adoarme el, stai aici cu Roberto și, și cu Dani, dar pe Dani cred că îl lăsăm în caz că... Să vă iau repede. Da, în caz că e pericol viața mea, trebuie să fugim, ne-am urcat în mașină și ne-am dus. L-am invitat la gala mea de box, dar cred că o să vină el cu băta după mine în seara asta, că nu vrem. Ca să ne asigurăm că Dorian nu bănuiește nimic, imediat cum am ieșit din casă, l-am sunat să ne deschidă bariera. Gata viața mea, sunt de la barieră aici. Hai, te pupi. Așa, și acum, în teorie, bă, Dani, trebuie să căutăm să o lăsăm pe undeva pe aici ca să nu audă mașina sau ceva, știi? Să mergem pe jos, nu? Mă gândesc. Deci, care-i planul? Noi ne întoarcem aici, stăm până adorme și sper să adormă, sper să nu se culce la 5 dimineața. Și viețile mele, o să încercăm să intrăm în casă. Am un plan și sper să funcționeze, că dacă nu, vlogul ăsta e filmat degeaba. Cu toate că am fost de multe ori la el, nu e deloc ușor să intri peste Dorian Popa în casă, pentru că are o securitate foarte bine pusă la punct. Casa lui Dorian este păzită non-stop de o firmă privată de pază. Au venit băieții de la Fox System. Suplimentăm cu vreo 10 camere. Va veni, lasă perimetral așa, genunțele pe care nici pisica nu va putea să-l treacă. Printăm Hâț Residence. Dispecerea vă, bună seara! Alo, sărumâna, am numărul de la Bogdan de la Vivacy. Vă sună legătură cu un vlog pe care vreau să-l filmez la Dorian. O să vreau să-i fac un prank, să intru peste el în casă. Și vreau să vă rog, dacă aveți cum, să nu-l sunați. Deci e totul ok. Nu facem nimic, nu stricăm nimic, nu se supără. Dacă puteți să nu-l anunțați nimic. Da, dar sigur că nu zice. Vă mulțumesc din suflet. Succes la prank. Mulțumesc, doamne ajută, să rămână. Deci până acum eu zic că suntem safe. Trebuie să găsim să sărim gardul. Hai să mergem acolo. Trebuie să fim foarte atenți, în sensul să se fi culcat sau ceva. Ne-au depistat, mâncă pășcura voastră. Facem prank. Uite, fii atent. Deci înainte să plecăm, i-a zis că mă duc până la baie și m-am dus și am lăsat ușa de la balcon deschisă. Acum că sărim gardul, n-ar trebui să fie o problemă că nu are cine să-l sune, n-are ce să bipăie, n-are alarme sau ceva. Bă, dar chiar mă, cum ar fi să se arunce o privire să ne vadă pe noi cu coțați aici? Eu zic să mai stăm un pic, că nu pare deloc că doarme. Bă, dar ăsta o fi de lată să culcă cu lumile aprinse până sfragerie până... Crezi că o fi frică la cădomare? Nu știu. Cum ar fi? Facem așa și în cel mai rău caz îl speriem atunci ăla-i flocul. Zai, ăsta ne ține? Da. Da, ăsta e. Deci ar trebui să sărim pe el, pe ăsta. Și oare după aia putem jos direct? Nu știu cât e distanță, dar putem să sărim pe gazonul ăsta. Da. Tu ții de 6 de aici în afară, în casă și curată. Hei, ia, ia, ia. Uite, e aici, se aude telefonul. Pe telefoane. Acum. Încă. E business, mă, ce vrei. Dorian nu părea să se fi culcat, așa că mai aștepta câteva minute până nu se mai auzea niciun zgomot în casă. Deci am mai stat niște minute pe aici. S-a făcut un pic de liniște. Sărim, mă, aia e. Fetem, încercăm să sărim. Și ne și simțim și ala că Diamond îți descai. Exact, Daniele. Hai că ții tu și așa, da? Eu nu mă gândesc. Îți las ție camera un pic. Mă duc eu primul, mă. Mă duc eu primul. Cam creepy pe strada Hâț Residence. Eu zic să te dai jos. Ești nebun. S-a auzit tare. Nu, mă, nu. Nu s-a auzit deloc, stai liniștit, Teo. Știți că filmăm ceva la Dorian aici și cum intrăm peste el, v-am zis să nu vă speriați de mine. Bă, dar trezesc câinii ăștia pe Dorian, ce face Roberto, că nu știu ce să mai fac. Bă, uitați-vă la ăsta, mâncava și pura voastră, dacă nu dădeam semnal, eram gata. În 2 minute era poliția aici, maxim. Bă, să ai grijă la tine. Pare că e ok. Pune un picior aici, dar nu toată greutatea. Și toată greutatea asta. Bă, dă ăsta. Sper să nu se uite ăsta pe camere. De fapt că la asta nu ne-am gândit. Deci garajul era închis. 100% e închisă. Bine că am lăsat ușa aia. Eu cred că ăsta, dacă e secul, ce lasă lumina aprinsă aici. Aici e stins, nu știu exact ce cameră aici de este. Hai, baia. Asta e din curte, eu nu cred că le stinge. Facem o baie în piscină? Mamă, ce ar merge o baie? Bă, să ai grijă. Oare a verificat el ușile înainte că am lăsat aia liber acolo? Bă, asta se dă cumva? Da,
ce se întâmplă, Doamne? Cum? De ce? De ce? Vai, Doamne! Bă, ce se întâmplă? Bă, ce facem? Ce facem dacă s-au închis toate astea? Că nu mai avem pe un zi intre. Ne strică vlogul, dar s-a. Cum ar fi să ne întoarcă vlogul? Ne speriem după aia. Deci ia vite pe ăștia, bă, să cu camera. Băi, mă, aici se vede ceva de cartea aia. Îmi dau seama dacă e lumina prinsă, că bate lumina. Dacă e aici, ia și aici. Deci aici nu se aude nimic. Nimic nu se aude. Auzi? Da. Intră eu primul și zic că dacă e ceva... Ușor, ușor. Auzi? Dacă auzi un au. Punem ceva la televizor, ce facem? Bem ceva? Bă, Roberto, dar masca ta, ai luat-o? Nu, n-am luat-o. Unde ai lăsat? Sună-l pe Dani, să-ți o arunce peste gard. Profesionalismul nostru un prank-uri continuă viețile mele. Am luat și noi o mască și evident am uitat-o în mașină. Dar până vine Robert cu masca, kitchen tour. Ia să vedem ce avem noi pe aici așa. Frigider nebun, băi, frate, bă. Ce avem noi pe aici pe frigider? Avem apiță, avem suc. N-ai spălătorică pe aici, eu și o pizza așa frumos. Mamă, și suc. Avem și cafea aici, dacă vrem să ne facem. Bă, asta e clătită? Mai fi bună asta, mă? Mamă, e bună, ești nebun la cap? Trebuie viața mea, are ceașcă Versace asta, nu bea oricum, mă. Nu știți, Spodorian, a ieșit el cineva, mă, că aia ieșit până la lui. Roberto! Roberto! Ulu! Asta e masca aia, dar am luat-o eu din Japonia. Era, parcă n-avea hazbă. Fino să vezi ce-am găsit. Mamă, ăsta i-a luat-o? Da, că aia ne mai face clătite, măi, frate, măi. Vrei cafea? Bă, Roberto, m-am uitat să pun. A treia cameră, mă, punem că nu să putem să filmăm de aici când ne ascundem, știi? Și să am o cameră de sus. Uite acolo sus. Aici, aici. Acolo, acolo. Auzi, dar e bine să o punem aici sau pe masă direct. Să nu o vede când coboară. Cruce. Cruce. Cruce asta e o punem întoarsă când se coboară, să găsească. Uite aici, pe ăsta. Ce-o fi cutia asta? Pe ăsta, zic. Ce-o punem așa? Doamne, iartă-mă, te rog, e un prank. Ce un espresso de-ți da? Mamă, dar urtici. Espresso. Cum se oprește că o face gălăgie rău? Ba da, dar stai să nu-l stricăm. Păi nu cred că s-a trezit de la espresso ăsta. Auzi, fii atent. Da, las-mă să-l beau acum, că tot în cameră. Ia mă și pe atent. De la Versace, fii atent aici. Din ceașcă Versace. Hai, se pare că ne certăm pe ceva. S-audă voci. Ai văzut ce situație politică este în America în acest moment? Da, foarte nasol. Mi foarte se nasol. Pare extraordinar. Extraordinar, domnule. Nu te lase la vamă să treci tu cu bunurile tale, domnule. Lanțul ăla de aur. Nu se aude nimic. Asta dorme ca urs. Să nu te lase de tot? Oare? Mi se pare fantastic. Eu aș schimba toată politica mondială.
la el la pat să ne uităm la el cum doarme. Și eu cu masca. Dar trebuie să mai stăm un pic să doarm. Și eu cu masca. Și tu cu masca, da. Dar între timp eu vreau cafeaua aia să vreau. Haide mă, ia-ți cafeaua aia, că mai se păce cu cafeaua aia. Camera de vlog. Mama are niște acte pe aici în viața mea. Hai stăm un pic să doarm și mergem să ne uităm la el un pic cum doarme, că poate doarme frumos. Crucea n-a văzut-o, n-a văzut Crucea. Ia-o tu cu tine. Pe bune, să ne ierte Dumnezeu că facem, dar da. E o glumă, știi? Adică, da. Clar. Cel mai maxim. Păi tu stai seama, viața aia, să fie cineva la tine noaptea, să fie, facă ce facem noi, să te joace și tu să nu-l auzi, să nu știi de el. Se pare incredibil, ești, bă? Dar unde-i ține asta cheia, bă? Oare? Zicea el la un dacă cară mereu cheile după el o vingenți pe undeva. Da, să vedem unde ține asta gențile. Asta e de sală. Aici are numai portofele. Mamă, mâncați aici gura ta cum e aici, bro. Cum se face, mă, cu asta, că nu știu. Ia uite cum s-a făcut. Cântă cel mai întâi. Și după aia să pornesc mașina? Și după aia să pornești mașina. Fii atent. Intrăm direct. Da, dacă îi cânti tu. Și după aia, după ce accelerezi, ne ascundem. Îți pui masca și-l aștepți aici, după ușă. O ții cu mâna. O ții cu mâna. Poate îmi dă o bâtă în cap. Ăsta are bâtă? Păi... Cine n-are? Eu n-am. Fii atent, cântă-i, haide, stai aici. Cum, Doamne iartă, mă opresc eu, pornesc eu mașina asta, cred că așa. Mamă, cât de șmecheri e mașina asta, mă, Teo, ce-i cânt? Păi, pe mine mă întreb viața mea, cântă-i și tu. Păi na, nu te lasă. Cântă un Elvis Presley. Elvis, haide, Elvis. Many eyes with you, just as good as I should have. You think I should say, and now I just never... Așa că vine, o să vină, s-a auzit prea tare, mi-e frică rău. Vine, la unde, Are ceva în mână, fii atent. Bă, dar ce sex ești? Ce e viața mea? Spray cu piper? Bă, ăla că îi muream, ești nebun dacă dădeai cu ăla. Bă, Robert, ăsta mă abate mâncă. Bă, Robert, ăsta mă abate. Bă, ăsta mi-a dat pantalonii jos! Să dormeai bine? Pe unde ați intrat? Mi-am lăsat aia deschisă. Am intrat și am sunat pe ăștia de la Vox să nu zică nimic. Da, mai devreme tot voie pe voi v-am auzit, nu? Ce mai devreme? Am coborât mai devreme. Bă, acum am venit. Nu fi prost, mă. Bă, acum am venit, mă. Pe aici, mă.
Nu era, mă! Auzi, dar cu ce dat? Ai dat cu ceva spray pe aici, când mi-o foarte tare. Da, bă, dar chiar tu ai cobor și ai dat cu spray? Da, eu mai cobor cu asta. Mamă, ce și dacă punem un suc sau asta, măi, dar nu se parte înainte să cobor. Da, da, ai auzit prima dată, nu te-ai coborât. Da, mă, frate, că am aprins și lumina, dar mi se mai întâmplă, nu te mint, din cauza mansardei, care n-are placă de beton, are placă de lemn. Se mai aud, îți dai seama, lucrează acoperișul la vânt și la astea. Și sunt obișnuit să se audă, fac mișto, le zic George și Cristina. Două fantomițe, zic, știi? Deci ești obișnuit cu fantomițele. Și sunt obișnuit cu fantomițele, da, da, nu mi s-a părut, nu, adică drept dovadă că nu mi s-a părut. Bă, iată, mă, Giorule, la mulți ani, puiul meu. Mi-a plăcut să rămân. L-am speriat în noaptea, de ziua lui, gen. Da, mă, bravo, frumos. Și mâine facem live-ul, frumos. Da, 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 asta ca să mă-mi dai urma, po, așa. Te pup, mă, Giorule, să rămână. Și eu 26, vă dați seama că între noi sunt 10 ani. Dacă un deceniu, un deceniu, să-ți dea Dumnezeu să fii sănătos. La fel, Doamne, așa te știu de treaba cu George și Cristina. George și Cristina. Chiar că o foloseam dacă știam, dar de unde să știm. Bine, sperăm că v-a plăcut vlogul, vă pupăm și ne vedem data viitoare. Love you, bye bye.